expoziție de artă psihopatologică la Râmnicu Vâlcea. Intitulată Art Insane, expresia plastică în psihopatologie, expoziția cuprinde zeci de lucrări de artă plastică realizate de pacienți diagnosticați cu tulburări psihice din mai multe instituții psihiatrice din România, printre care și Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, dar și lucrări din colecții private. Inițiatorii proiectului readuc astfel în discuție importanța art-terapiei care a dispărut în ultima perioadă din spitale. Lucrarea aceasta are o poveste specială care pe mine m-a impresionat foarte mult. E o poveste care mi-a fost spusă chiar de către Carmen Edelcu, cea care a creat lucrarea și care a avut curajul să vorbească în public despre suferința psihică, să arate că prin artă te poți exprima, dar prin artă poți de asemenea să transmiți un mesaj celorlalți, să ceri ajutor sau să îți ajuți mintea să se reechilibreze. În acest caz, această lucrare reprezintă un moment dramatic, aproape la marginea tragicului. Într-o tentativă de suicid, ea a luat medicamente și se gândea că sfârșitul va fi foarte aproape. Și în dorința de a-și lua rămas bun, nu a scris o scrisoare de adio. A luat pensula și a luat această pânză și a pictat. Această lucrare era, pe de o parte, un mesaj de adio, un mesaj de dragoste față de cei din jur care au iubit-o și care au dăruit mult în viață, și era muchia dintre viață și moarte care se exprima într-un mod pur și simplu neconstrâns. Art Insane, expresia plastică în psihopatologie, este o încercare de a reduce stigmatizarea bolnavilor psihic și, totodată, de a face accesibile publicului larg desene, gravuri și picturi realizate de pacienții mai multor spitale de psihiatrie din țară care au reușit să depășească momente critice prin art-terapie. Lucrările au stârnit un mare interes în rândul specialiștilor din Vâlcea. Aș putea spune că sunt niște gânduri, niște emoții pe care ei le exprimă mult mai ușor prin tehnica aceasta a picturii. Ar fi multe de spus vis-a-vis de toate aceste lucruri, dar pe de o parte putem vorbi poate de anumite temeri, de anumite frici, de anumite emoții, de la cele mai pozitive, poate până la cele mai negative. Vorbim și de speranță, sunt aici câteva tablouri, am observat, care exprimă speranța, exprimă încrederea, dar cele mai multe, din câte observ, exprimă și o anumită stare de, să zicem, de neliniște, de încordare, de o anumită tensiune sau conflict interior. Lucrurile astea, pentru unele persoane, mă refer la aceste tipuri de emoții, pe de o parte că le creează lor un anumit blocaj interior, atât în a se exprima, atât în relaționarea cu alte persoane, dar totodată aceste lucruri, am putea zice că sunt într-o gradualitate și într-o, să zicem, într-o continuă dezvoltare. E interesant de văzut parcursul, mi-aș fi dorit să-i cunosc pe acești pacienți, să stau de vorbă cu ei, lucrul ăsta m-ar fi interesat și mai mult. Adică au trezit curiozitatea. Exact, exact. Asta m-ar fi interesat, să-i cunosc pe fiecare, cum a pictat, în ce condiții, care au fost trăirile lui, ce a vrut el să exprime printr-un obiect sau altul, prin anumite imagini. Lucrurile astea m-ar fi ajutat și pe mine și mai mult să înțeleg picturile. Dar, pe ansamblu, e un lucru extraordinar ceea ce au făcut dumnealor. În România nu a fost constituită încă o colecție la nivel național și nici nu există un muzeu de artă psihopatologică, însă această expoziție este un prim pas în această direcție. Evenimentul face parte dintr-un amplu proiect științific coordonat de cercetătorul Valentin Veron Toma, care pledează pentru reintroducerea art-terapiei în spitale și în sanatoriile de boli mentale.
trebuie să ne deschidem mintea, să ne uităm în jur la alte țări europene și nu numai, care au trecut prin același lung proces de reconsiderare a terapiilor în psihiatrie și care au decis că terapiile prin artă în diversele școli, că sunt mai multe școli, pot aduce o contribuție la îmbunătățirea calității pacienților și la recuperarea lor și la reinserția lor socială. Prin urmare, cred că trebuie să deschidem mintea, pe urmă inima, și după aceea să începem să ne adunăm noi, cei din cercetare, cu practicienii, cu managerii de spitale, cu cei care sunt decidenți politici, și să modificăm legislația în vigoare, să o adaptăm la legislația europeană, care lasă un loc generos terapiilor non-farmacologice, și împreună probabil că vom reuși să modificăm legislația și vom îmbunătăți și calitatea serviciilor de sănătate mentală. În ce sens trebuie să modificăm legislația? În primul rând, în momentul de față nu există un model pentru serviciile de art-terapie în spitalele de monospecialitate. Ele trebuie redactate, da? Trebuie documentele redactate de către psihiatri, manageri de spital, art-terapeuți. După redactarea acestora trebuie creată o organigramă, trebuie creat buget și trebuie prevăzut ca acest program să fie permanent prezent în spitalele de monospecialitate, în secțiile de psihiatrie din spitalele generale și în programele de psihiatrie comunitară. Aveți tot sprijinul nostru, deci eventual dacă mai veniți, eu știu, noi avem un consiliu odată, ne întâlnim cu ONG-urile, cu, avem și alte comisii, eu știu, cu diverse teme, putem să punem tema asta, eu știu, o modificare legislativă, dacă aveți ceva propunere și asta, noi cu mare drag o putem prelua și o transmite mai departe către ministere și asta, ca să poată fi luată în calcul. Expoziția va rămâne deschisă la Râmnicu Vâlcea până la data de 30 august, de luni până vineri, în intervalul orar 10-18, precum și sâmbăta între orele 10-14, în foaierul Teatrului Anton Pan. Intrarea este liberă. Semnal de alarmă tras de Organizația Femeilor Liberale Vâlcea. Politizarea excesivă a instituțiilor statului, plasarea pe posturi cheie a unor oameni care nu au făcut de-a lungul timpului dovada profesionalismului, ci doar a obedienței față de partidul aflat la guvernare și, mai ales, desconsiderarea drepturilor femeilor au condus la situația în care tinere nevinovate și familii disperate care solicită ajutor la instituții ale statului sunt tratate cu indiferență sau dispreț, susține președinta OFL Vâlcea, Mihaela Andreianu. Tragem din nou un semnal de alarmă privind respectarea drepturilor femeilor și tinerilor, a faptului că în țara noastră comportamentul abuziv asupra femeilor, hărțuirea, violența domestică, agresiunea verbală, intimidarea sunt încă practici frecvente, care de cele mai multe ori sunt tratate cu indiferență și cinism de către funcționari nepregătiți, descurajând în acest fel femeile să apeleze la instituțiile statului abilitate să le apere drepturile. De asemenea, atragem atenția asupra pericolului la care sunt expuși zilnic elevii, siguranța în proximitatea școlilor, asigurarea în condiții optime a navetei elevilor, extinderea consumului de droguri și medicamente deturnate, contrafăcute sau neautorizate, precum și încercarea de racolare a elevilor în comercializarea acestora, sunt doar câteva dintre problemele care afectează siguranța și sănătatea copiilor noștri, afirmă Mihaela Andreianu. Lidera Femeilor Liberale Vâlcene atrage atenția și asupra faptului că măsurile adoptate de către guvernul PSD-ALDE privind asigurarea transportului elevilor navetiști și lipsa de reacție a instituțiilor județene conduse tot de reprezentanții PSD-ALDE pot avea ca efect situații tragice. Pe această cale, somăm Consiliul Județean Vâlcea să remedieze de urgență disfuncționalitățile existente pentru a putea asigura transportul tuturor elevilor navetiști din județul Vâlcea, probleme semnalate de-a lungul timpului, în special în ultimii 2 ani, de către consilierii județeni ai PNL Vâlcea, în cadrul ședințelor de Consiliu Județean. Mai precizează președinta Organizației de Femei a PNL Vâlcea, Mihaela Andreianu.
Cea de-a treia ediție a Festivalului Național al Sculptorilor cu Drujba de la Vai de Enea a ajuns la final. Festivalul inedit în România a reunit și anul acesta artiști talentați care au dovedit că drujba poate fi utilizată și la realizarea unor opere de artă de mare finețe. Fiecare participant la tabăra de creație a reușit nu doar să dea viață lemnului, ci să lase în urmă lucrări trainice care readuc în atenția publicului larg și personaje din satul românesc de odinioară. Vă așteptăm și la anul. Mulțumesc că m-ați invitat aici, dumneavoastră. Vă mulțumim pentru faptul că ați venit și trebuie să recunosc că asta este preferata mea. Este... Exploratul care mi-a plăcut cel mai mult. La această ediție a festivalului, carverii au urmărit să creeze o punte de legătură între arta și turismul cultural, sportiv și de relaxare din zonă. Două dintre lucrările sculptorilor cu drujba vor fi expuse într-un muzeu al satului Cerna din Vai de Eni, iar restul într-un parc de aventuri pentru copii și în curtea pensiunii, care a găzduit și în acest an tabăra. Lucrarea se numește Țărâncuța sau Dăcița. Ea reprezintă prosperitatea, abundența. E cu pâinea, cu sarea și vinul și simbolul matern al casei. Ea primește aici, în cadrul ăsta, pe toți. Și unde o să fie expusă? O să vină expusă aici, la muzeu. O să vină un muzeu la bază și vor fi la intrare acolo, ea împreună cu țăranul. Această sculptură este pentru... E un animal sălbatic, râs, specific munților Carpatini, va fi pentru Parcul cu Tirolene. Sper ca să bucure foarte mulți copii care vor intra în acest parc. Este bucuria lor. Sculptura mea, o mică patinătoare, care împreună cu fotbalistul de care o să urmeze, o să fie expus la Parcul de Joacă pentru Copii. Este primul an în care participați? Nu, este al treilea an și sper să fie de aici înainte fiecare an. Am realizat o troiță, este a doua care o fac, îmi place foarte tare să le lucrez. Cred că se și vede, spune lucrarea mai multe decât pot să spun eu. Unde o să fie văzută de acum încolo? La intersecția de la intrarea în sat. N-ai cum să o ratezi, că e impunătoare. Tabăra de creație a fost amplasată în curtea unei pensiuni cunoscute din satul Cerna, iar printre instituțiile care au sprijinit organizarea evenimentului s-au numărat Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Comunei Vai de Eni. O parte din România s-a mutat o săptămână la Vâlcea, pentru că sunt 11 județe, din câte am înțeles, care au reprezentanți. M-am bucurat foarte mult să-i văd în costume naționale. Sunt lucrări de excepție și este ceva nou. Vâlcea devine interesant și prin această expoziție, și prin această manifestare, prin această tabără a sculptorilor cu drujba. A treia ediție a ieșit fantastic din punctul meu de vedere. A fost probabil și experiența organizărilor celorlalte două și toată lumea a fost relaxată, a fost ca într-o tabără de sculptură, dar ce a ieșit este din ce în ce mai bine, an de an, și oamenii chiar se perfecționează de la an la an și, nu știu, eu nu mai am cuvinte, poate pozele spun totul, poate... Îi iubesc, sunt prietenii mei. Această frumoasă familie a carverilor înființată acum 3 ani la Vai de Eni, iată că devine de la an la an tot mai mare și mai frumoasă. Cu cât suntem mai mulți la masă, cu atât ne simțim mai mult, mai bine. Deci pentru prima dată la această ediție și mi s-a părut extraordinar. Le mulțumesc organizator și colegilor sculptori care m-au primit în grupa lor. În familie. La ediția din acest an a taberei de creație au participat sculptori cu drujba din 11 județe. 5.000 de ani de existență dacică scoși la lumină în 50 de ani de săpături arheologice la Ognele Mari. Astăzi, la Casa de Cultură Mircea Demetriade, a avut loc deschiderea celei de-a patra ediție a Festivalului Buridava de la Ognele Mari, cu vernisajul expoziției Buridava – Mesaje peste timp. Prin această manifestare, Primăria Ognele Mari vrea să pună în valoare patrimoniul cultural și istoric al orașului prin organizarea unui simpozion științific In Memoriam Dumitru Berciu. Acesta a fost organizat de Centrul de Cercetare Istorică, Arheologică și de Patrimoniu Gheorghe Ibrătianu din cadrul Universității din Pitești, în colaborare cu Asociația pentru Apărarea Drepturilor Tinerilor Vâlcea, cu sprijinul Fundației Județene pentru Tineret Vâlcea și a Primăriei Orașului Ognele Mari. Expoziția este despre viața și munca unui om de peste 40 de ani, despre munca aproape sisifică a unor oameni profesioniști care an la rând au muncit cu emoție și perseverență, neștiuți și uneori fără susținere materială sau logistică a autorităților.
Dacă ar fi fost aleg eu titlul acestei expoziții, i-aș fi spus emoții. Și sunt emoționată, credeți-mă. Se vede, de fapt. Emoție încercată din respect și chiar umilință în fața unui om care, mare parte din viață, peste 40 de ani, a căutat să nu spun scormonit pământul din ochnele mari, în căutarea unor semne identitare ale noastre, ale tuturor. Emoție față de tinerii mei prieteni arheologi, profesori sau studenți, care la rândul lor fac această muncă. Emoție în fața obiectelor găsite, speranța că odată cu ele vor lumina o parte din istoria noastră. Emoție în fața mormintelor dacice, descoperite în situl Puritava în anul 2016. Emoție în fața neputinței noastre de a face în mod serios și coerent ceva concret pentru a pune în lumină mai mult munca acestor generații. Emoția lor, simțită la descoperirea fiecărui cioc, monedă, suliță, oase, mormânt. Cu emoție și speranță privesc și eu spre viitor, când încerc să-mi imaginez muzeul în aer liber din situl Buridava. Dacă celelalte orașe din țară au mai mult sau mai puțin motive temeinice de istorie, pentru noi am fi mândri că localitatea noastră, Ochnele Mari, avem o șansă să locuim într-un oraș în care viața continuă să curgă constant și coerent de mai bine de 2000 de ani. Binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin această resursă importantă, sarea, a făcut încă din antichitate din orașul nostru un important centru economic și cultural. Iar noi, ca cetățeni și ca administrație locală, avem datoria morală să consolidăm acest statut de oraș istoric, cultural și economic. Oricât de frumos ar fi un oraș prin clădirile și străzile sale, dacă nu ține cont de istorie, trecut, cultură, moștenire, nu poate avea un viitor cu o dezvoltare trainică. Dovadă stă faptul că acum sute de ani aici se făcea exploatare de sare și se punea temelia unei biserici, astfel ne putem gândi că suntem un oraș mic, cu cele mai multe biserici, monument istoric. La cea de-a patra ediție a Festivalului Buridava au fost prezenți reprezentanții ai autorităților locale și județene, parlamentari, care au apreciat munca arheologilor și au promis că vor susține în continuare eforturile administrației locale pentru dezvoltarea orașului Ochnele Mari, care are un potențial imens neexploatat la întreaga sa valoare. Nu poți să nu ai emoții atunci când vezi o mărturie a mesajului de peste timp, a istoriei geților buni. Suntem într-o zonă încărcată de istorie și e firesc să avem cu toții emoția trecutului. Sunt convins că siturile arheologice de aici din zonă, poate într-un viitor apropiat, vor fi foarte bine exploatate și mărturiile de peste timp, așa cum este intitulată această expoziție Buridava, mărturie peste timp, vor fi mult mai multe și mai numeroase. Sunt convins că dumneavoastră, consilierii locali, veți face tot ce trebuie pentru ca această zonă să fie, pe lângă ceea ce vă doriți să fie un viitor oraș turistic, să fie și o mărturie istorică a unor vremuri care au avut. Trebuie să prezentăm publicului ce s-a întâmplat, istoria Ochnelor Mari și istoria României, pentru că, de fapt, prin ceea ce se descoperă și s-a descoperit aici, putem să demonstrăm, într-adevăr, istoria reală a românilor. Sigur, ce e important ca trebuie să modernizăm și rolul dumneavoastră este ca, folosind aceste mărturii de peste timp, să puteți să le prezentați turiștilor, pentru că Ochnele Mari are un potențial extraordinar de mare în privința a dezvolta zona turistică, tocmai pentru că are ce oferi privitorilor, turiștilor, curioșilor. Și din acest motiv, cred că noi, care suntem responsabili cu tot ce se întâmplă în țara asta, în perioada, momentele acestea, trebuie să ne implicăm astfel încât această zonă să devină, într-adevăr, frumoasă, ca să poată, în afară de aceste mărturii peste timp, să putem să arătăm și celelalte lucruri frumoase. Există, deci, oportunități. Haideți să le punem în valoare și, domnul primar, aveți această responsabilitate. Sper să aveți și sprijinul tuturor instituțiilor care pot să sprijine astfel de deziderate, pentru că dacă și infrastructura va deveni așa cum și dumneavoastră vă doriți și cetățenii
Ognelor Mari, sunt convins că în foarte scurt timp orașul Ognelor Mari va fi un oraș frumos, turistic și o stațiune până la urmă turistică de nivel național. Am participat fiecare an și sunt aici cu emoție, pentru că de fapt este locul copilăriei mele. Bunicii mei materni erau din Ognele Mari și jumătate din vacanța de vară aici o petreceam. Cunosc foarte bine locurile, sunt atașată emoțional pe ele, evident, și nu pot decât să mă bucur când văd oameni tineri, ca domnul primar, care încearcă, din puținul pe care îl are, puținele resurse pe care le are, să facă asemenea evenimente. Despre munca de arheolog și descoperirile unice, unele dintre ele scoase la iveală de Dumitru Berciu, cel care a pus bazele sitului arheologic de la Buridava, au vorbit invitații acestui eveniment, profesori și arheologi de la Universitatea din Pitești. Fiecare descoperire arheologică pentru noi are o semnificație aparte, dincolo de orice fel de imagine, de orice fel de obiect. Orice obiect are în spatele lui o poveste. Are în spatele lui niște oameni care au trăit atunci, care trăiesc acum și care, într-un fel sau altul, ne transmit un mesaj. Un mesaj despre ce au însemnat, ce au fost aceste ținuturi, de exemplu, acum 2000 de ani. Cu toate că, dacă ar fi să facem un recurs la istorie așa, Ognele Mari au resurse, să spunem, arheologice de peste 5000 de ani. În 1961 ajunge aici cel de care se leagă, practic, o muncă de peste 40 de ani, Dumitru Berciu, căruia îi datorăm, și cred că Ognele îi datorează cumva, plasarea acestei zone în istorie și în toate manualele de istorie, în toate tratatele Academiei și în mai toate descurmarile istorie ale Europei. Pentru că punea în valoare, sau avea să pună în valoare, descoperirile unicate din întreaga. Am adunat din arhivele statului de la Constanța, de la Muzeul Teohari Antonescu de la Giurgiu, de la Institutul de Arheologie, din ce ne-a mai pus la dispoziție doamna profesor Adina Berciu, de la Muzeul Județean Vâlcea, care a regăsit câteva poze din timpul cercetărilor arheologice. Și iată-ne reconstituind o parte din acest puzzle. Incomplet, cu mari lipsuri, dar care ne vorbește despre cel mai important sit dacic de la sud de Carpați. Este cel mai mare și cel mai important sit arheologic dacic de epocă clasică, ca să nu fac confuzii cronologice, să nu se interpreteze altceva. Adică pentru secolele 1 înainte de Hristos, 1 după Hristos, Ognele Mari dețin județul Vâlcea și zona aceasta submontană deține cea mai importantă așezare dacică. Avem certitudinea astăzi, nu avem acum 40-30 de ani, că avem la Ognele Mari o necropolă dacică. Avem analizele antropologice făcute de colegii de la Francis Raina din București, că sunt oase umane, nu mai putem interpreta la nesfârșit că nu sunt oase umane. Asta este un lucru care, probabil, peste câțiva ani, va schimba o pagină importantă din ce înseamnă istoria veche a spațiului românesc. Mare parte din imagini sunt inedite. Deci munca profesorului Berciu de-a lungul timpului a fost foarte mult promovată. Faptul că venim să vă arătăm câteva imagini care n-au fost făcute publice, pentru noi înseamnă mult. Cea mai veche fotografie este din 1968 și se încheie cu anul 2018. De asta spun că este vorba de această situație cu, sau mesajul este exact acesta, este Buridava, mesaje peste timp. Dar este și, în același timp, eu așa o văd, și ca un strigăt al trecutului. Avem niște lucruri extraordinare pe care încă nu le putem valorifica așa cum trebuie. Vreau să vă spun că situl arheologic, este un sit arheologic clasa A de la Buridava.
munca studenților și a arheologilor coordonați de profesorul Dumitru Berciu. Cel care a pus pe harta lumii situl arheologic Buridava de la Ognele Mari este imortalizată în expoziția Buridava, mesaje peste timp, găzduită de Casa de Cultură Mircea Demetriade, expoziție permanentă care se dorește un punct de atracție turistică pentru cei care vin în orașul ce poartă mărturia existenței dacice pe aceste meleaguri de peste 5.000 de ani. Banii alocați pentru amenajarea sediului Consiliului Județean Vâlcea vor fi redirecționați către alte investiții, a anunțat președintele acestei instituții, Constantin Rădulescu. Astfel, peste 6 milioane de lei vor merge către reînființarea Spitalului Orășenesc Bălcești și modernizarea clădirii maternității. Tot din acești bani vor fi efectuate lucrări de proiectare pentru corpul C6 al Spitalului Vechi, precizează președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Zilele acestea mi-am făcut anumite socoteli și analize și este foarte important ca anumite investiții să fie făcute într-un ritm rapid și să beneficieze de tot ceea ce înseamnă finanțare. Am renunțat la modernizarea sediului Consiliului Județean Vâlcea, aveam alocații acolo peste 60 de miliarde de lei, am renunțat la această investiție temporar și vom aloca bani în prima ședință de Consiliul Județean pentru câteva chestiuni extrem de importante. În primul rând vom aloca bani pentru modernizarea corpului care acum înseamnă dermato și infecțioase de la Spitalul Vechi. Acolo avem 426 de miliarde alocați de CNI pentru că am predat amplasamentul și urmează să modernizăm și ce nu era prins în proiect, adică zona de secția infecțioase și dermato. A doua investiție foarte importantă pe care o vom sprijini și pentru care vom aloca bani este Spitalul Bălcești. După cum știți, am luat decizia și voi propune în plenul Consiliul Județean să alocăm o sumă importantă de bani pentru că am promis și mă țin de cuvânt. Voi reînființa spitalul din Bălcești. Colaborez cu primarul orașului, colaborez cu toți cei care sunt interesați. Nu mă interesează politica, mă interesează să avem spital în Bălcești. Vom aloca acești bani, facem documentații, proiectare și tot ce trebuie pentru cei din Bălcești, dar și pentru cei din toată zona de sud a județului Vâlcea. O altă investiție pe care o vom sprijini, evident, vom aloca o sumă importantă de bani și pentru maternitate. De asemenea, Academia de Cyber Defense, un proiect al Consiliului Județean Vâlcea, va beneficia de fonduri. Vâlcea să devină centru european la nivel de apărare cibernetică, susține Constantin Rădulescu. Vom sprijini și această Academie de Cyber Security. Eu am spus ceva la conferința pe care am avut-o de cyber defense, ethical hacking, da? Am spus acolo, în fața câtorva sute de copii, de tineri, că la Vâlcea vom avea o academie de cyber defense. Da, în municipiul Râmnicu Vâlcea, într-o colaborare pe care o vom avea, inclusiv cu primăria municipiului, cu care lucrăm în continuare și facem fapte bune, vom face și această academie care va fi un proiect al Consiliului Județean Vâlcea. Deja am numit și am dispus o comisie de specialiști care se ocupă, vom face un cluster la Vâlcea, vom lua inclusiv bani europeni. Vâlcea, județul Vâlcea va deveni centru european la nivel de cyber defense. Așa cum spuneam, și logo-ul nostru a fost We Speak Cyber. La Vâlcea, toată lumea va ști, toată Europa va ști, că cei care vor să știe vulnerabilități și să înțeleagă ce se întâmplă în acest mediu virtual, pot veni să facă și să fie diagnosticați și să li se facă investigații în domeniul cyber defense la Vâlcea. Este foarte important, voi reveni cu date despre acest proiect. Așadar, lăsăm deoparte modernizarea clădirii din centrul orașului, care e cea mai urâtă, cred, din municipiul Râmnicu Vâlcea, dar este mult mai important să facem spitalele, este mult mai important să facem condiții pentru cei care ajung să facă tratament în spitalele din județul Vâlcea și să înființăm spitalul din Bălcești. În urmă cu două zile, elevii mai multor licee din Râmnicu Vâlcea au primit sfaturi importante despre cum să se ferească de atacurile cibernetice, cum să-și protejeze datele personale pe rețelele de socializare sau cum ar trebui să procedeze în cazul în care identifică o vulnerabilitate în sistemul informațional. Toate curiozitățile le-au fost satisfăcute de specialiști în domeniul IT din cadrul structurilor de prevenire a fraudelor informatice constituite la nivel guvernamental și reprezentanța companiei Microsoft în cadrul conferinței Ethical Hacking organizată de Consiliul Județean Vâlcea în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Aproximativ 1300 de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă pentru șomerii care vor să-și câștige existența în Vâlcea sau în străinătate. Dintre acestea, 816 posturi sunt oferite de 106 angajatori vâlceni, cele mai multe joburi fiind pentru persoanele cu școli profesionale, cu nivel de studiu liceal și post-liceal sau pentru cele fără studii sau cu școală gimnazială. Doar 35 de locuri de muncă sunt pentru șomerii cu studii superioare. Din punct de vedere a studii, aceste locuri de muncă vacante se clasifică astfel. 35 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoane cu studii superioare, în jur de 250 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele cu studii medici, liceale, post-liceale, în jur de 130 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele fără studii, cu studii gimnaziale, iar în jur de 400 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele calificate cu școli profesionale sau cursuri de calificare. Cele mai multe locuri de muncă sunt în construcții, în alimentație publică, turism, comerț, în domeniul confecțiilor și în cel al prestărilor de servicii, precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea, Liviu Cochirlea. Cele mai multe locuri de muncă vacante, din punct de vedere al domeniului de activitate al firmelor, sunt cele din domeniul de activitate de alimentație publică, turism, comerț, deci sunt locuri de muncă vacante în ocupații cum ar fi lucrător comercial, vânzător, ospătar, bucătar, cameriste, recepționeri, dar și muncitori necalificați, ajutor de bucătari, ajutor de ospătari, lucrători în bucătărie. Pe locul 2 se clasifică firmele din construcții, deci foarte multe locuri de muncă de zidar, dulgher, faianțari, fierari, betoniști, dar și muncitori necalificați. De asemenea, sunt locuri de muncă vacante firme din domeniul industriei lemnului, tâmplăriei, deci în meserii de tâmplar, finisor, lăcuitor, lemn, circularist, gaterist, dar și muncitori necalificați. De asemenea, sunt locuri de muncă vacante și în domeniul confecțiilor textile, confecționeri textile și croitori, în domeniul bazei, agenți de securitate, precum și agenți de asigurări. De asemenea, sunt locuri de muncă vacante și în domeniul prestărilor de servicii sau industriei, frezori, strungari, electricieni. La locurile de muncă oferite de angajatorii vâlceni se adaugă prin rețeaua EURES România 481 de joburi în 9 țări din spațiul economic european, respectiv Uniunea Europeană. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Olanda, Germania, Austria, Norvegia, Spania și Slovacia. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt oferite de Olanda, 178 de locuri de muncă vacante în meserii cum ar fi, deci muncitor necalificat în grădină, horticultură, operator pentru producerea produselor alimentare în sere. Și pentru acestea, locuri de muncă vacante se solicită pentru majoritatea acestora cunoștințe minimale de limba engleză. De asemenea, Germania oferă 128 de locuri de muncă vacante în diferite meserii specializări. Pentru majoritatea din acestea se solicită limba germană, dar există și o firmă care oferă 30 de operatori tivuitori și 30 de manipulanți mărfuri. Pentru aceste locuri de muncă vacante, limba germană constituie un avantaj. De asemenea, Austria oferă 84 de locuri de muncă vacante, 30 de montatori mobile, iar restul sunt tot în acest domeniu al industriei lemnului. Norvegia oferă locuri de muncă vacante în domeniul serviciului auto, în jur de 48 de locuri de muncă vacante și mai puține locuri de muncă vacante, avem 5 locuri pentru Belgia, 12 Slovacia, 1 Slovenia, 17 locuri de muncă pentru Spania. La sfârșitul lunii iunie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4.838 de șomeri, rata șomajului fiind de 3,02%. Peste 4 milioane de lei atât are de încasat operatorul regional de apă și canalizare a Pavilesa Vâlcea de la populație, agenții economici și instituții publice din Râmnic. Astfel, pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 2 august 2019, Apavil are de încasat peste 4.700.000 de lei de la răuplănicii din municipiu, cele mai mari restanțe de peste 2 milioane de lei înregistrându-le agenții economici. De asemenea, Apavil mai are de încasat aproape 1.400.000 de lei de la asociațiile de proprietari, peste 200.000 de lei de la instituții
instituțiile publice și peste 800.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu-Vâlcea. Ca de fiecare dată, conducerea Pavilesa Vâlcea face apel către răuplatnici să își achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate. Față de săptămâna trecută, restanțele râmnicenilor către Apa Vilesa au scăzut cu peste 2 milioane de lei. În acest weekend, cetățenii comunei Budești și invitații lor vor sărbători împreună împlinirea a 574 de ani de la prima atestare documentară a localității. Pentru acest eveniment, administrația locală, pregătind un program bogat în manifestări cultural-sportive, din care nu vor lipsi concerte susținute de artiști consacrați ai muzicii populare și ușoare românești. Cea de-a treia ediție a Zilei Comunei Budești va debuta sâmbătă 3 august cu ședința festivă a Consiliului Local, urmată de concerte de muzică ușoară. Manifestările vor continua duminică 4 august cu muzică și dansuri populare susținute de ansamblurile de copii din mai multe comune, cu discursurile oficialităților locale și județene și ale parlamentarilor de Vâlcea și cu premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Nu vor lipsi concertele de muzică populară susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc, seara încheiindu-se cu focul de artificii. Toate manifestările dedicate aniversării a 574 de ani de la prima atestare documentară a Budeștiului vor avea loc la intrare în comună, în satul Racovița, punctul Brutărie, unde vor fi amplasate și terasele comercianților de produse alimentare și nealimentare, precum și locurile de joacă și de divertisment pentru copii. Microstagiunea estivală la strada revine la Râmnicu-Vâlcea în luna august, astfel că râmnicenii și turiștii vor avea parte de 4 serii de spectacole în scoarul Mircea cel Bătrân. Teatrul Municipal Ariel și Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea îi invită și în acest an pe iubitorii de teatru în weekendurile din perioada 3-24 august în scoarul Mircea cel Bătrân la evenimente culturale inedite. Programul La strada a debutat în anul 2018 și este susținut de studenții Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Teatrul Municipal Ariel, împreună cu Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, invită și în această lună august pe iubitorii de teatru în centrul Râmnicului la o mică stagiune de teatru estivală bazată pe comedia de arte. În weekendurile din perioada 3-24 august, scoarul Mircea cel Bătrân, vor avea loc mai multe evenimente culturale inedite în cadrul programului La strada, care a debutat în anul 2018 aici la Râmnicu-Vâlcea și care este susținut de studenții Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Programul evenimentelor este următorul. Sâmbătă 3 august, ora 19, Impro Show, Comedia de Arte, spectacol produs de Asociația Mise-en-Scène Cluj-Napoca. 10 august, ora 18, Mini Omul de Știință, spectacol pentru copii produs de Asociația Magic Puppet și, la ora 19, Pop-up, spectacol de stand-up comedy cu Dragoș Pop, actor al Teatrului Național din Cluj. 18 august, la ora 20:30, Frumoasa din Pădurea Adormită, un spectacol produs de Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Iar pe 24 august, la ora 20, Trixie Show, spectacol produs de Teatrul Aurelian Manea Turca. Toate spectacolele vor avea loc pe scena din scoarul Mircea cel Bătrân. Programul La strada reprezintă un mijloc prin intermediul căruia peisajul cultural vâlcean se diversifică cu o pată de culoare artistică. Aceste reprezentații, care expun spectatorilor forme teatrale alternative, au ca specific, în primul rând, un mare grad de interactivitate cu publicul. Toate montările au la bază texte comice cu o puternică tușă educațională, ele fiind destinate publicului de toate vârstele, care este invitat astfel să descopere frumusețea teatrului. Sâmbătă, seara sărbătoare în centrul Râmnicului, premierea elevilor de 10 și Comedia del Arte. Sâmbătă, 3 august, la ora 18:30, pe scena din scoarul Mircea cel Bătrân, elevii din Râmnicu-Vâlcea, care au obținut rezultate maxime la examenele din această vară, își vor primi premiile în bani în baza hotărârii Consiliului Local, numărul 214 din 2019, inițiată de primarul Mircea Gutău și aprobată în unanimitate de consilierii locali în ședința din 31 iulie. Primarul Mircea Gutău va fi cel care va amâna premiile în valoare de câte 4.000 de lei pentru cei 3 elevi din Râmnicu-Vâlcea care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat
Și de asemenea cele 9 premii în valoare de câte 3.000 de lei pentru elevii care au obținut aceeași medie de 10 la examenul de evaluare națională din această vară. Aceste premii fiind însoțite și de o diplomă de excelență. Momentul festiv va fi urmat la ora 19 de prima reprezentație din microstagiunea estivală La Strada cu spectacolul Impro Show, comedia de arte produs de Asociația Mise en Scène din Cluj-Napoca și Teatrul Municipal Ariel. Campioana României la handbal feminin a început seria jocurilor amicale, iar astăzi va evolua pentru prima dată în fața propriilor suporteri. Bun găsit de la Sala Traian! Aici unde elevele antrenorului Florentin Pera vor avea ca adversară o nou promovată în primul eșalon, Rapid București. Este vorba de meciul revanșă, după ce, în urmă cu 2 zile, cele două formații s-au întâlnit în capitală. La capătul jocului, disputat în sala Giulești, vâlcencele s-au impus cu 42-25. În plină sărbătoare a râmnicului, foarte mulți spectatori au hotărât să fie aproape de campioane la acest prim amical derulat în templul handbalului feminin românesc, în luna care precede primul joc oficial, mai exact, reeditarea Supercupei României, trofeu care va fi apărat la 25 august la Brașov, în fața CSM-ului bucureștean. Până una alta, 4 dintre cele 6 noutăți, Batinovici, Elgaui, Gonzales și Zanfirescu, le-au înlocuit cu succes pe cele plecate, ca să nu mai spunem de tânăra Roberta Stamin, căreia i s-a dat credit total în ambele întâlniri cu Rapidul. A fost 15-9 la pauză, iar ultima sirenă a semnat pe tabela de marcaj o diferență foarte apropiată cu aceea din tur, un avans de 16 goluri față de 17 pe care vâlcencele l-au avut 2 zile mai devreme la sala Giulești. Câteva concluzii după dubla cu Rapid. Mă bucur că am reușit să facem un joc bun și să câștigăm foarte multe lucruri în apărare. Este un meci de pregătire. Toate meciurile din perioada aceasta sunt meciuri amicale și sunt puse pentru a ne crește nouă jocul în valoare și să facem cât mai puține greșeli la începutul campionatului. Mai avem mult de lucru, dar suntem dornice de muncă și sperăm să începem campionatul cu cele mai bune jucătoare și în cea mai bună formă. Cum așteptați meciul din Supercupă? Cu toată dorința de a câștiga. A fost un meci bun de pregătire pentru noi, al doilea meci de pregătire din acest început de pregătire, să zic așa, de sezon. Și sperăm să creștem din ce în ce mai mult la jocurile următoare. Dacă comparăm primul meci în care atacul nostru a funcționat foarte bine și apărarea a scârțit pe aici pe acolo, astăzi apărarea a funcționat mult mai bine și ne bucură lucrul ăsta pentru că știm că asta e cel mai important. Acolo este și un pic mai greu de pus lucrurile la punct. E un pic nevoie de timing, un pic nevoie de colaborare verbală și azi mă bucur că a funcționat mult mai bine decât la meciul precedent. Cum te-ai acomodat la noua echipă? M-am acomodat repede, eu sunt acasă. Bine, mai avem multe lucruri de pus la punct. Dacă stau să mă gândesc că m-am acomodat cu orașul, nu neapărat cu echipa, mai avem, v-am spus, avem multe lucruri de pus la punct. Încă mai avem mult de muncit, în schimb, eu cred că avem suficient timp până la Supercupă și cred că până la meciul respectiv noi vom fi 100%. O dublă reușită, sunt meciuri de pregătire, urmărim să dăm posibilitatea tuturor jucătoarelor să evolueze, de asemenea să creștem de la joc la joc. Dacă la meciul de la București a funcționat foarte bine atacul și mai puțin apărarea, în meciul de astăzi ne-am propus să luăm mai puține goluri. Ne-a reușit, a funcționat bine atât apărarea cât și poarta. Acest lucru mă bucură, cum bine știți, SCM Râmnicu Vâlcea a fost echipa cu cea mai bună apărare din România anul trecut și cred eu că ăsta a fost unul dintre secretele, să zic așa, succesului și bineînțeles că ne dorim din nou să avem o apărare solidă, compactă, agresivă și
eu sunt foarte mulțumit de progresul făcut de la primul joc până la jocul de astăzi, chiar la antrenamentul de ieri, dintre jocuri, am lucrat numai faza de apărare și s-a văzut în meciul de astăzi un progres. Desigur, sunt foarte multe lucruri de pus la punct și în apărare și în atac, mai mult decât atât am avut foarte multe absențe. Astăzi nu a jucat Cristina Florică, s-a accidentat la primul meci de la București, însă Roberta Stamin, tânăra noastră jucătoare, a făcut un meci foarte bun, a repetat evoluția de la București. De asemenea, Liscevici, Ana Maria Drăguț, Samara da Silva, Florentina Craiu, am avut foarte multe absențe, însă și așa, în ciuda faptului că nu am avut lotul complet, echipa a avut o exprimare bună, care ne dă încredere, sper să creștem de la zi la zi, de la meci la meci, să ajungem la nivelul optim înaintea meciurilor oficiale. Cum așteptați meciul din Supercupa? Cu încredere, cel mai important este să ne revină jucătoarele. Din acest punct de vedere plecăm cu un oarecare minus în această perioadă de pregătire, datorită faptului că nu beneficiem de tot lotul pentru a crea relațiile de joc, însă cred eu că jucătoarele care vor veni după o perioadă mai lungă, să zic așa, vor veni cu forțe proaspete, cu dorința de a demonstra, de a arăta și eu sunt convins că vor aduce plusul de care echipa are nevoie, în așa fel încât în 25 august să fim în cea mai bună formă și, bineînțeles, să abordăm jocul din Supercupă cu același gând de a produce surpriza, de a mai învinge odată CSM București. Se poate spune așadar că noile achiziții s-au integrat perfect în angrenajul echipei. Atât de la Sala Traian, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Am revenit la renumitul complex sportiv din vârful muntelui, situat la peste 1300 de metri altitudine. Bun găsit de la cheile grădiștei fundata! Aici unde vom asista la un interesant concurs de biatlon, rezervat seniorilor și juniorilor, atât la băieți cât și la fete. Sportivi care reprezintă principalele cluburi de profil din țară. Organizatorul competiției, profesorul Ovidiu Gârbacea, ne informează că este vorba despre o probă nouă denumită Super Sprint. Evident că trofeul pus la bătaie poartă denumirea Cupa Cheile Grădiștei. Noutatea acestei probe. Da, într-adevăr, e o probă care s-a propus în acest an. Mie mi se pare deosebit de spectaculoasă. Este o combinație între sprinturile de la ski fond și mastardul din biatlon. Proba constă într-o etapă de calificare, unde sportivii pleacă din 10 în 10 secunde și au tragere cu 6 cartușe în loc de 5 la cele 5 ținte. După ce s-au calificat, primii 30 au plecarea în bloc, exact ca la mastard, au 4 trageri, 2 culcat, 2 picioare, cu 6 cartușe, ceea ce oferă o spectaculozitate deosebită. Primul care sosește câștigă, al doilea, al treilea, deci este și foarte ușor de gestionat o probă din asta și este deosebit de spectaculoasă. Thank you.
Steaua și Dinamo sunt cluburile care au reprezentat capitala, iar Vatra Dornei, Baia Sprie, Râșnov și Predeal, provincia. Competiția s-a derulat pe un traseu care a totalizat 3 km în proba calificărilor, după care lungimea a crescut cu 2 km pentru întrecerile finale. La Junioare 2, trofeul s-a dus la Vatra Dornei, odată cu victoria obținută de Andreea Mezdrea, urmată în clasament de Adelina Râmbeu și Dorina Georgiana Pușcariu, ambele de la Dinamo Râșnov. Junioarele 1 au concurat în aceeași serie cu senioarele, iar primele două poziții au fost ocupate de stelistele Maria Rășină și Larisa Cotruș, în timp ce poziția a treia i-a revenit dinamovistei Claudia Neculoiu. Cum a fost pentru tine această competiție? A fost o competiție foarte reușită și ieri și astăzi am reușit să mă clasez pe prima poziție. Am avut niște trageri foarte bune, nu mă așteptam. Ieri am reușit să scap curat din ambele poziții și astăzi am folosit două cartușe din 4 trageri. Ce îți propui în continuare? Îmi doresc să merg în continuare la fel de bine și obiectivul meu principal este la iarnă, să mă calific pentru Cupa Mondială. Bine, însă am avut puțină problemă la tragere. Fuga a mers bine, m-am simțit ok, dar puțin tragerea mi-a dat bătăi de cap. Ce îți propui în continuare? Sper să fie mai bine la campionatul național și mă pregătesc pentru campionatul mondial. În întrecerea juniorilor 2 s-a impus dinamovistul George Marian Colțea, urmat de râșnovenii Robert Grumeza și Marian Gabriel Folea. Și la băieți, juniorii 1 au concurat cot la cot cu seniorii, iar pentru clubul Dinamo a urcat pe cea mai înaltă treaptă George Buta, urmat de rivalii săi steliști Denis Șerban și Raul Flore. Cum a fost pentru tine această competiție? A fost o competiție foarte bună, am reușit un rezultat extraordinar, atât la juniori cât și la seniori. Și în viitor îmi propun să vin cât mai în față la campionatele mondiale. Interesantă, o probă nouă, un calendar, concurența acerbă ca de obicei, dar pentru mine s-a finalizat cum mi-am dorit. Ce îți propui în continuare? Aceleași obiective ca și până acum, adică primii doi la naționale. Câteva concluzii după competiția de azi. Eu zic că a fost o competiție reușită, mai ales că acești sportivi vor avea peste 2 săptămâni campionatul național, iar peste vreo 3 săptămâni campionatul mondial de vară pe role. Și aceste competiții intermediare nu fac decât să le îmbunătățească performanța, să-i pregătească pentru aceste competiții majore care vin. O competiție care demonstrează pregătirea bună sau mai puțin bună a sportivilor. Tot ce a însemnat această pregătire se va finaliza odată cu campionatul mondial de biatlon vară de la Minsk, acolo unde cei mai buni sportivi vor reprezenta România și sperăm că și rezultatele vor fi la nivelul așteptărilor noastre. Așadar, un test util pentru schiorii români în vederea următoarelor competiții interne și internaționale. Atât de la cheile grădiștei Fundata pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.